sunt Alice Năstase Buciuta, inimile vorbesc românește, oriunde ne-am afla, fondatoarea, creatoarea și susținătoarea Festivalului de Spiritualitate de la Bacău, Cornelia Solomon, maestră dragă a multora dintre noi, a venit la Londra pentru a se întâlni cu comunitatea de români din Marea Britanie și pentru a îmbrățișa sufletele noastre în diverse tehnici, terapii și cursuri pe care ea le predă. Cornelia Solomon, ne întâlnim online oriunde în lume. De ce este totuși important să ne și vedem față în față, să și lucrăm așa inimă lângă inimă și să intrăm unii în energia celorlalți fizic, pur și simplu, chiar dacă universul e deschis de internetul de astăzi? Alice Năstase, mie îmi place să te văd la televizor, îmi place să te văd online, te iubesc la fel de mult, simt că te îmbrățișez pentru că te cunosc, dar atunci când vorbim de cursuri, de terapii de grup, denumirea însăși de terapie de grup ne sugerează că trebuie să fim în prezență. Trebuie să fim în grup pentru că eu am învățat de la maestrul meu, Patrick Zeigler, că suntem la fel, dar în același timp suntem diferiți, că motivul pentru care noi predăm este ca noi să învățăm și motivul pentru care ajutăm în vindecare este ca noi să ne vindecăm. În terapiile de grup îmi plac extraordinar de mult și în experiența mea de 20 și ceva de ani de lucru cu energia, cu sufletele oamenilor, cea mai benefică metodă de vindecare este terapia de grup. De ce? Pentru că poate că eu sau un cursant care a venit în spațiul de vindecare se creează un spațiu de vindecare sacru, spunem noi. Și unii pot crede că noi folosim cuvinte pompoase. Eu nu vreau să sugerez că fac ceva în plus și că aduc eu din cer și de pe pământ nu știu ce energie acolo. Nu, e contribuția mea, a ta, a fiecărui om. Pentru că divinitatea din mine, din tine și din toți cei prezenți creează acea energie și face ca spațiul de vindecare să devină sacru. Terapia de grup este benefică pentru că mă ajută pe mine, care poate am venit pentru prima dată și care nici măcar am venit din curiozitate. Eu nu știu ce vreau să vindec. Nu am nicio așteptare și e bine să venim fără așteptări. Dar energia grupului mă ajută să mă identific, pentru că mă regăsesc în cei din fața mea. Diferă energia aceasta despre care vorbești dintr-o țară în alta atunci când suntem în insula Marii Britanii? Vibrează altfel, nu știu, pământul și aerul față de cum vibrează, să zicem, la Bacău sau la București? Aș vrea să nu supăr pe nimeni, dar nu contează. Nu contează. Nu. Oamenii sunt la fel peste tot. Toți suntem ai lui Dumnezeu și în același Dumnezeu, indiferent cum îi spunem, și intenția mea creează energia, intenția mea este primul ingredient care mă ajută pe mine să intru în proces de vindecare, nu energia locului. E adevărat, sunt locuri în România, dacă vorbim doar la România noastră frumoasă, sunt locuri despre care se știe că au o vibrație energetică aparte. E bine să mergem în acele locuri, e bine să ne identificăm să cu energia aceea, să o simțim, că vom vedea diferența, da? Dar atunci când vorbim de procese de vindecare, nu contează.
De ce a crescut atât de mult această cultură spirituală în ultima perioadă? De ce s-a făcut saltul acesta și a devenit una dintre preocupările esențiale ale celor mai multora dintre noi, iar acum, nu știu, 20 de ani nici nu vorbeam despre asta? Ce s-a întâmplat? Personal, cred că este o comandă, dar să folosim ghilimelele de rigoare, da, a Universului. Suntem împinși către de sus, suntem împinși către evoluția spirituală. Apoi, cred că sinele nostru ne împinge. Dar iată, eu am creat un festival de spiritualitate și terapii complementare și medicină naturistă, tocmai pentru că eu, care sunt un terapeut, predau niște cursuri, eu am văzut că în ultimii ani, peste tot în lume, dar pe mine mă doare România și atunci sunt fericită că în România au crescut atât de mult și atât de frumos niște oameni care experimentează, care simt, care împărtășesc fără nicio doză de egoism și au cumva, au toți împreună, ajută la trezirea umanității. Practic, tot oamenii au determinat această, ca omenirea să fie atât de interesată de evoluție, de cursuri. Până la urmă toți vorbim aceeași limbă, vorbim despre iubire, vorbim despre iubirea necondiționată, vorbim despre energie, vorbim despre pace, despre armonie. Și cine nu ar vrea să fie în pace și armonie? Și oamenii sunt interesați și vin și învață și cresc. Teoretic, spui, cine nu ar vrea să fim în pace și în armonie în timp ce lumea fierbe, în timp ce sunt războaie, în timp ce sunt oameni care se dușmănesc, în timp ce continuă răutățile, crimele, lucrurile care ne îngrozesc și ne fac să trăim în frică. Da, teoretic am vrea să trăim în pace și în armonie, dar cum să facem pasul acesta al schimbării în așa fel încât să și facem demersurile pentru a aduce pacea și armonia pe pământ? Am o teorie pentru asta. Eu spun, noi am creat haosul, noi oamenii, de-a lungul timpurilor. Ceea ce se întâmplă astăzi în lume, războaie, crime și alte orori, sunt consecința faptelor noastre, a oamenilor, de-a lungul timpului. Eu nu știu dacă nu cumva ceea ce se întâmplă acum în Ucraina nu conține o bucățică din contribuția mea din viețile mele anterioare, da? Eu nu știu dacă, de foarte multe ori mă gândesc dacă eu nu am fost călăul, dar mă gândesc tot mai des, mi-ai adus mingea la fileu, eu mă gândesc dacă nu cumva eu sunt unul din călăii care l-au biciuit pe Iisus. Eu mă gândesc tot timpul. Noi putem să spunem, da, uite, eu trăiesc în timpurile acestea și iată că în Ucraina sunt războaie, în Africa e foamete și peste tot globul nu există practic loc în care se întâmple ceva. Da, se întâmplă. Cred că frica are un sâmbure undeva în spate și pleacă din tot din ceea ce conțin eu. Eu am, cred că frica e mai mult frica de răspundere, de a nu da socoteală, decât frica de moarte. Că până la urmă noi zicem, mă tem de cutremur, mă tem de sfârșitul lumii, mă tem de războaie, pentru că s-ar putea să vină peste noi, iată, noi suntem aici în Moldova, la granița cu Ucraina, și eu aud oameni terorizați, oameni care tot timpul spun, vai, e războiul în coasta noastră. Da, e războiul în coasta noastră. Pe perioada de COVID, toată lumea se temea de moarte. Dar până la urmă oamenii s-au obișnuit cu asta. Au înțeles că moartea face parte din viață. E singura certitudine pe care o avem. Dar până la urmă cred că de fapt frica mea, așa îmi vine mie să spun, că e frica mea de a da socoteală pentru ceea ce mi-am dăunat mie și întregului univers. De ce se teme o maestră spirituală, un maestru spiritual?
De ce se teme Cornelia Solomon? De ce se mai teme Cornelia Solomon? Eu am o frică. Poate că mai profi ar fi să spun o grijă. Dar eu spun că am o frică. Frica zilnică de a nu încălca legea divină. Eu trag de mine tot timpul să nu încalc legea divină. Dacă cineva m-a supărat, să încerc, așa cum învățăm la toate cursurile, să respir, să mă calmez, să nu iau decizii, să nu ripostez, să nu emit negativ față de nimeni și față de nimic. Este frica mea, este grija mea numărul unu. Și exercițiul pe care îl faci ca să intri în iubire, pentru că tu predai all love, iubire de colo până colo, pretutindeni, iubire, iubire, iubire. Ce exercițiu ca să intrăm în iubire putem să facem în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare dintre întrupări? Dacă vrem neapărat să facem un exercițiu, că în general noi avem nevoie de formule, avem nevoie de modele, da, avem nevoie de exerciții, da? Respirația conștientă. Respirația conștientă. Sunt atât de multe cursuri, acum sunt atât de multe surse de informare, este imposibil dacă un om vrea să experimenteze, nu trebuie neapărat să vină la mine, trebuie să scrie pe YouTube meditație de respirație conștientă și sigur va găsi informații. E esența vieții și noi nu respirăm corect. Nu respirăm corect? După ce am respirat toată viața, ne-am născut respirând și tot nu respirăm corect? Dumnezeu a creat omul o mașină perfectă. Așa, expresia nu mi-aparține, este a fondatorului osteopatiei, un neurochirurg, Steele. El așa a spus, omul este o mașină perfectă creată de Dumnezeu. Și chiar te invită să meditezi la ce este sângele, la ce, de ce respirăm, de ce mâncăm, de ce dormim, da? E o mașină perfectă, are un soft și acum să recunoaștem. Plecăm de acasă, mergem la serviciu, fie că suntem supărați, fie că suntem fericiți. Când ești fericită și îndrăgostită, că tu vorbești despre îndrăgostire și despre iubire cum nimeni nu vorbește mai frumos și mai bine decât tine. Te gândești, uai, sunt îndrăgostită, oare respir normal? Respir corect? Nu! Deci când ești îndrăgostit, nici măcar nu mai respiri. Da, da, e adevărat. Și atunci trebuie să ne alocăm un timp, măcar câteva minute pe zi, să învățăm să respirăm, să fim atenți la acest miracol. E un miracol să respirăm și un miracol că respirăm. Ai planuri pentru 2024 să revii la Londra cu un curs, cu o întâlnire? Cum păstrezi legătura cu comunitatea românească din Marea Britanie și ce planuri sunt pentru viitor? Păi, în primul rând că eu în Marea Britanie am ajuns răspunzând unei invitații, oamenii din comunitate m-au invitat, o să spun nume? Sigur că da. Bineînțeles că sufletul, inițiatorul acelui eveniment pe care l-am creat împreună la Londra este Janine Movilă Cerbu, pentru că ea este româncă și pentru că ea, pentru că ne cunoaștem, ea știe cu ce mă ocup eu, ei i-a plăcut și de fapt asta și trebuie să facem când cineva îmi aduce un lucru nou, o informație, eu s-o dau mai departe să nu o țin pentru mine. Iar ce s-a întâmplat la Londra, eu încă mai decantez, pentru că eu sunt
Sunt terapeut, sunt maestru de diverse tehnici, reiki și nu numai, dar îmi place să, la rândul meu, să aduc alți oameni și alți oameni care să vorbească despre ceea ce fac eu, despre ceea ce poate că ei fac mai bine, dar îmi place să ofer, să fiu utilă oamenilor. Și fac asta de vreo 20 de ani. Și mă gândeam, cine mi organizează mie? Uite cât de drăguță sunt eu, uite câte lucruri facem astea și la nivel de maestru ai ego și ai așteptări. Și ce a făcut Janine cu mine la Londra, Janine m-a chemat nu ca pe, mie îmi place să spun Janine, nu Janin, m-a chemat la Londra nu neapărat ca să țin un curs, m-a tratat ca pe o prințesă. Eu, când am văzut cum a organizat Janine la Londra acel eveniment, am spus, eu pot să mor mâine, că are cine să mă înlocuiască. Pentru că a făcut lucrurile pe gustul meu, în afară de faptul că a reușit să adune acolo niște oameni foarte frumoși, foarte deschiși, și nu poți să aduci oameni dacă tu nu ești. Și dacă Janine a putut, înseamnă că este. Sigur că da, eu dacă sunt invitată, merg oriunde în lume. Doamna Takata, un maestru Reiki, care a adus Reiki în Occident, spune așa, aș vrea să fac Reiki mai cunoscut decât aspirina. Reiki este prima mea mare dragoste, dar marea mea dragoste este terapia de grup, Sekhemon Love, pentru că acolo eu am posibilitatea să dau tot ce am eu mai bun, să mă dizolv în grup și să-i cuprind pe toți cu toată iubirea și să-i ajut pe oameni să învețe să iubească iubirea. Și o fac cu plăcere oricând și oriunde. Să învățăm să iubim iubirea, dăm mai departe lucrurile valoroase pentru noi, așa cum vă rog și pe dumneavoastră să dați mai departe această întâlnire cu maestra Cornelia Solomon. Haideți să ne adunăm cu iubire în inimile noastre care vorbesc românește și să facem lumea asta mai bună, mai frumoasă, mai vindecată, într-o îmbrățișare a sufletelor, așa cum am trăit și de-a lungul acestei întâlniri excepționale. Vă mulțumesc foarte mult!